Bună ziua și bine ați venit cu toții la conferința săptămânală de presă a filialei AUR Timiș. Începând de poimâine, filiala noastră începe în forță campania de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare. În toate localitățile din județ se va merge din casă în casă. Deodată cu aceste alegeri vom avea 9 iunie de asemenea de ales. Dacă păstrăm sistemul baronilor locali la conducerea localităților sau dacă votăm schimbarea definitivă începând cu 2024 a acestui sistem. Veți putea alege dacă veți depinde încă 4 ani de domnul primar, dacă vă veți lăsa în continuare șantajați, amenințați, umiliți, dacă veți pupa în continuare inelul sau dacă vreți într-adevăr ca localitatea în care locuiți, adică locul căruia îi spuneți acasă, să se dezvolte și să înflorească. Vedeți dumneavoastră, noi în majoritatea noastră nu am mai făcut politică, nici eu, nici colegii mei, nu știm să fim și nu suntem politicieni. Am văzut în acești 4 ani la nivelul primăriilor numai corupție, numai contracte cu dedicație din banul public, am văzut ajutoare sociale acordate preferențial, am văzut terenuri agricole și pășuni trecute de la comună în proprietatea personală a familiei, membrilor familiilor, primarului și prietenilor acestuia. Am văzut propuneri de începere a urmăririi penale rămase nesoluționate și alte asemenea mizerii, în timp ce localitățile dumneavoastră zac de 30 ceva de ani scufundate în praf și în gunoi, fără drumuri, fără apă, fără canalizare, fără gaz, adică în ultimul hal. Satisfacția mea personală, maximă, este că după ce am parcurs împreună cu colegii partidelor din Alianța AUR, mai mult de jumătate din listele care vor constitui propunerile noastre pentru consiliile locale și primăriile din județ, adică primarii de AUR, acești primari care vii vom propune și care urmează să schimbe starea de fapt pe care am descris-o mai înainte, am constatat că în fiecare localitate în care am avut mai multe echipe ale noastre de AUR, precum și în localitățile în care am avut echipe de la celelalte partide din Alianță, aceste echipe s-au unit, au făcut onoare numelui partidului nostru. Ei s-au unit frățește. Vă reamintesc că pe noi ne cheamă Alianța pentru Unirea Românilor și, repet, satisfacția mea este că ne merităm numele. Rezultatul este evident. În fiecare comună sau oraș, calitatea echipei prin aceste uniri a crescut, astfel încât pot să afirm cu certitudine că în fiecare comună, oraș, municipiu unde se va vota AUR la primărie și AUR la Consiliul Local, vor urma 4 ani de creștere, de dezvoltare administrativă și cheltuirea banului public în interesul cetățenilor. Bineînțeles, stop furturilor. Un exemplu în acest sens am ales să-l dăm astăzi. De altfel, v-am spus și dățile trecute, săptămânile trecute, noi ne-am propus ca în fiecare conferință de presă, mai ales că acum avem și locale comasate cu europarlamentarele, să venim în fața dumneavoastră și să vă prezentăm câțiva primari de AUR care urmează să schimbe această stare de fapt din localități. Astăzi am ales să vă prezentăm comuna Lenauheim, unde, cum v-am spus, a produs o unire. Echipele conduse de colegii și frații mei, Olteanu Dorina, domnul Cioablă, domnul Mărcuș, s-au unit pe o listă comună valoroasă. Deci oameni precum Dorina Olteanu, Iosif Mărcuș, Doru Cioablă, nu mai zic de domnul Ștefi, Sanda Folc, Ștefan, domnul Florin Mastan, domnul Gheorghe Huțan, ei vor conduce Consiliul Local în următorii 4 ani la Lenauheim. Dau în continuare cuvântul domnului Mărcuș Iosif,
candidatul AUR la primăria comunei Leenau-Haim și viitorul primar al acestei comune. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc. Bună ziua. Mă numesc Iosif Mărcuș. Sunt un fiu, pot să spun, al comunei Leenau-Haim. Sunt născut și crescut în această comună, mai ales toți cei care mă cunosc, știu că eu acolo sunt de când mă știu. De profesie sunt inginer agronom, lucrez în această localitate de 10 de ani, iar în primul rând țin să mulțumesc domnului președinte al partidului, Simeon George, pentru faptul că a acceptat ca eu să reprezint cu această funcție de demnitate în calitate de primar să candidez. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc domnului președinte al Organizației Județene Timiș, domnului Mihai Negoescu, domnului deputat Iti Stoica, domnul și tuturor colegilor care m-au sprijinit pentru această demnitate. Și sper că nu o să dezamăgesc. Întrebarea retorică pe care mulți și-o pun, de ce am acceptat această deosebit de dificilă funcție la care voi candida? În primul rând pentru faptul că vreau să schimb radical tot ceea ce înseamnă comuna Leenau-Haim. Și ca toți îmi doresc din suflet, ca toți locuitorii comunei noastre să meargă și să fie atunci când se reîntorc de unde sunt plecați, să se întoarcă cu plăcere în această comună. În acest sens, dorim să refacem toată infrastructura, care nu este încă terminată, din vari motive. Doresc ca toți cetățenii localității noastre, când vor merge la primărie, să fie primiți cu zâmbetul pe buze de către angajații instituției. De asemenea, doresc să creăm locuri de muncă pentru cetățenii localității, pentru a nu-și mai face naveta și nu în ultimul rând, îmi doresc nespus de mult ca toți cei care au plecat de la noi din localitate să fie îngenunchiați și să muncească pentru familiile lor, să creăm locuri de muncă și să-i aducem înapoi în localitate, pentru că acesta este până la urmă țelul și practic menirea noastră. Eu pot să spun că sunt mândru că sunt cetățean al comunei Leenau-Haim, al localității noastre, sunt mândru de toți locuitorii noastre care sunt oameni deosebiți și sper ca dumnealor prin alegerea pe care o vor face pe data de 9 iunie să voteze cu partidul AUR, să voteze cu Mărcuș Iosif primar, să voteze toți candidații la europarlamentare. În acest context vreau doar să-mi exprim și dezamăgirea faptului că, așa cum după cum știm, România se îndreaptă spre o recesiune, guvernanții noștri care ne conduc, eu și cred că 95% din populația țării noastre se așteptau ca noi să avem un trai mult mai decent. Însă constat cu dezamăgire că aceste lucruri nu se întâmplă. Și nu pot decât să mulțumesc coaliției de guvernare care este acum pentru curentul electric pe care îl plătim atât de scump, pentru atâtea măsuri antisociale, pentru faptul că vor să impoziteze inclusiv că-mi vine și greu să-i denumesc acelor oameni suferinți, au niște pensii,
medicale și acelea și acolo deja vor să se le impoziteze. Iar acum, pentru că simt, și să vă spun sincer, simt că sunt speriați de faptul că Partidul Aur crește pe bune în sondaje, au comasat aceste alegeri doar să nu cumva să mai iasă populația în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile față de această guvernare, iar eu sper că poporul nostru, cetățenii care locuiesc în această țară, îi vor sancționa drastic la alegerile ce le-au comasat, fără consultarea prealabilă a poporului, pe data de 9 iunie în acest an. Eu închei cu speranța că oamenii de bună credință s-au deșteptat și nu vor mai fi amăgiți cu mici atenții la scrutinul care va avea loc în data de 9 iunie. Eu vă mulțumesc mult. Vă salut cu deosebit respect, dragi timișoreni, dragi timișeni și la modul special pe consătenii mei din Giroc-Chișoda. Sunt colonelul în rezervă, doctor inginer Stancu Filip și reprezint organizația Giroc-Chișoda. Aș vrea să vă prezint pe scurt un subiect din ciclul Ce se mai pregătește pentru împăratul Iohannis. Pe bulevardul aviatorilor din capitală, în cel mai mare secret, se pregătește o vilă renovată cu 7 milioane de euro. Pentru cine? Toate indiciile duc către o singură persoană, Klaus Werner Iohannis, cel care a distrus țara în ultimii ani, în ultimii 10 ani, și care vrea acum, la pensionare, să stea într-un palat cu două săli de sport, sere și dressing, cât un apartament cu trei camere. Este ireal, cum nici PNL, nici PSD, nici RAPPS, nu spun pentru cine este investiția de 7 milioane de euro din banii românilor, din bani publici. Este cel mai important cadou pe care îl face PNL șefului său, Klaus Iohannis. Nu-i mai sunt suficiente cele 6 case din Sibiu. Acum, pe banii statului, Klaus Iohannis își pregătește o locuință de lux care costă numai puțin de 7 milioane de euro. Este probabil cea mai bună afacere imobiliară a președintelui Călător, acum mare mahăr imobiliar. Aur a protestat public față de risipirea banului public de către PSD și PNL în beneficiul lui Klaus Iohannis. Denunțăm jaful public realizat de PSD și PNL sub patronajul lui Klaus Iohannis și solicităm oprirea cheltuielilor exorbitante pentru proiecte controversate, cum ar fi cea de-a 7-a casă destinată primului turist al țării, evaluată la 7 milioane de euro. Acesta este și motivul pentru care deputatul AUR, Adrian Axinia, a decis să propună modificarea legii numărul 46/2001, privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, în sensul în care respectivele persoane să beneficieze pe durata vieții de următoarele drepturi. Citez. Folosința gratuită a unei locuințe de protocol de maxim 150 de metri pătrați, cu destinația de reședință, care cuprinde și un spațiu cu destinația cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier și un post de secretar.
Vă mulțumesc. Bună ziua, numele meu este Eco Bicirina, membru al organizației AUR, locale AUR Giarmata, și în calitate de părinte îngrijorat vin în fața dumneavoastră să vorbesc despre rezultatele dezastruoase de la simularea evaluării naționale, ce arată încă o dată deficiențele sistemului de învățământ din România. România Educată, proiectul de suflet al președintelui Klaus Iohannis, este un eșec, respectiv eșecul politicii duse în mandatul lui Iohannis, eșec ce este confirmat de procentul de aproximativ 57% din elevi care au luat note cuprinse între 1 și 4,99 la proba de matematică, aceasta fiind cel mai mare procent de note sub 5 din ultimii 4 ani. Românii sunt mințiți de ani de zile că se fac investiții în educație, iar atât actuala cât și vechea conducere a Ministerului Educației ne transmit că se lucrează pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ. Însă realitatea din teren îi contrazice și demonstrează ineficiența tuturor măsurilor pe care le adoptă. O veritabilă reformă a legii 1/2011 a educației va aduce un plus valoare românilor. Mai mult, reforma învățământului nu poate exista în anul 2024, când încă există 200 de școli cu toaleta în fundul curții. Pe zi ce trece, România, condusă de actuala administrație prezidențială cât și guvernamentală, creează discrepanțe între sistemul educațional sau de învățământ național și cel european. Trebuie înlăturată corupția, birocrația, plagiatul, servilismul, iar promovarea să aibă un singur criteriu, și anume meritul sau meritocrația. Cei care se ocupă de Ministerul Educației trebuie să fie oameni bine pregătiți, nu oameni care nu au petrecut o zi la catedră, așa cum este cazul actualei ministre a Educației, doamna Ligia Deca. Pentru a nu mai avea generații de sacrificiu, trebuie luate măsuri acum. Este necesară o infuzie de învățători și profesori bine pregătiți, lucru posibil doar cu salarii decente pentru cei care sunt la început de carieră. Vorbim aici despre debutanți. Doar așa vom reuși să avem o România educată fără eșec. Închei prin a vă spune că îmi doresc o România în care să nu se promoveze forma fără fond, și vreau să transmit faptul că lipsa educației conduce la un popor ușor de manipulat. Vă mulțumesc și las în continuare pe domnul Iacob să prezinte în continuare subiectele de interes național. Bună ziua, vă salut. Adrian Iacob mă numesc, reprezint Organizația Oamenilor de Afaceri, membri ai Partidului AUR din Timiș, și mă prezint în fața dumneavoastră dorind să vă aduc la cunoștință ultima propunere venită de la Ministerul de Finanțe, și anume dotarea personalului antifraudă și a fosta gardă financiară cu pistoale în vederea combaterii evaziunii. În opinia noastră, această măsură este una excesivă. Evaziunea nu se combate cu pistolul sau cu măciuca, evaziunea se combate cu pixul și cu registrul contabil. După cum bine știți, în anii 30, celebrul gangster Al Capone a fost condamnat pentru evaziune fiscală, nu pentru nenumăratele crime pe care le-a săvârșit în Chicago. De asemenea, ca și măsuri care ar trebui implementate de urgență în vederea combaterii acestui fenomen care sărăcește bugetul de stat, ar fi pornirea scanerelor în punctele de trecere ale frontierelor, pornirea scanerelor în portul Constanța. Am înțeles că undeva spre sfârșitul anului vor fi funcționale. Până atunci, Dumnezeu cu mila. De asemenea, cântare pentru a cântări mărfurile care intră în țară pe cale terestră la punctele de trecere frontierei și multe altele. Am implementat fără succes conectarea caselor de marcat la serverul central al ANAF, fără să avem însă pregătit ca și backup un sistem de analiză big data. Practic tot ceea ce se colectează rămâne într-un server fără să fie analizat, fără să fie identificate sectoarele și punctele unde se combate cu adevărat evaziunea. Din punctul nostru de vedere, relația stat
contribuabil, stat, antreprenor, trebuie să fie o relație bazată pe respect reciproc, pe încredere, nu pe hăituirea celor două categorii de către oamenii fiscului. Relația trebuie să fie onestă, corectă și bazată pe respect reciproc. În speranța că autoritățile competente își vor da tot concursul să implementeze măsurile pentru combaterea acestui fenomen, evaziunea fiscală, care sărăcește într-adevăr bugetul României, le urez mult succes, spor la muncă și să le dea Dumnezeu gândul cel bun, și anume mai mult personal implicat în acțiunile pe teren, mai multă dorință din partea lor de a combate eficient evaziunea, nu hăituirea contribuabilului mic, mijlociu, a buticarilor, a oamenilor care își vând pătrunjelul la colț de stradă. Nu aici se practică și se face evaziunea fiscală și nu aici se pierd resursele pentru bugetul național. În încheiere aș vrea să transmit cu ocazia zilei de mâine în avans la mulți ani tuturor femeilor o primăvară frumoasă, iar nouă să ne dea Dumnezeu gândul cel bun. Vă mulțumesc mult, o zi frumoasă! Bună, deputat! Mulțumesc, dragi colegi, dragi timișeni, dragi bănățeni, dragi români de pretutindeni, vin să vă spun ce s-a întâmplat la Palatul Împăratului Iohannis, acea vilă somptuoasă care se pregătește pentru retragerea domniei sale. Personal am sesizat Poliția Locală a Municipiului București. Numărul sesizării este 1288, puteți să verificați. Și am solicitat ca cei din disciplina construcției să vină la fața locului să constate cu propriile simțuri că nu există niciun panou de informare conform legii și de asemenea să ne răspundă dacă acele lucrări de construcții au sau nu avizele și autorizațiile necesare. Am așteptat mai bine de 3 ore până târziu, aproape de ora 22, după nenumărate reveniri la dispeceratul Poliției Municipiului București și niciun ofițer nu a catadixit să vină. De asemenea, cei rămași acolo să mă păzească, în speță polițiști de la Poliția Națională, jandarmi, pe care îi salut pe această cale, cu care am avut câteva ore bune de discuții și schimb de impresii, au rugat și ei pe căile avute la dispoziție ca cei de la Poliția Locală a Municipiului București să se prezinte la fața locului. Ieri, de dimineață, la prima oră, am fost la Poliția Locală a Municipiului București, am discutat cu directorul instituției, care m-a asigurat verbal că lucrurile sunt în regulă, că au fost acolo controle și l-am rugat să îmi transmită și în scris acest lucru, să vedem cine a verificat, cum a verificat. Eu am și filmări de la fața locului, i le-am arătat și domniei sale, și o să le trimit și pe mailul oficial, astfel încât să putem dovedi că atunci, în seara în care a avut loc protestul, acolo nu a fost afișat nici un panou. Tot ieri ați văzut la București, dar și în toată țara, taximetriștilor le-a ajuns cuțitul la os, așa au ieșit în stradă. Da, poate că unii dintre noi am fost impactați de gestul lor, dar trebuie să rămânem solidari. Și eu am pierdut ieri avionul către Timișoara și am fost nevoit să mă întorc cu mașina. Dar rămân solidar cu taximetriștii, cărora le sunt încălcate foarte multe drepturi, iar concurența neloială a celor care nu plătesc niciun fel de taxe în România, companiile de ride sharing, trebuie să înceteze. Acest guvern incompetent, condus de Nicu și Marcel, de mai bine de câteva luni de zile îi tot plimbă cu zăhărel. Din 37 de puncte de solicitări, destul de normale și de bun simț a taximetriștilor, s-a ajuns în final la 5. Ieri, după îndelungi discuții cu reprezentanții guvernului, s-a ajuns la 2 și nici măcar pe acelea nu au fost în stare
să le transpună într-o ordonanță de urgență, amânându-i și păcălindu-i cu încă o lună, sperând că mai câștigă timp. Suntem solidari cu toate breslele din această țară, greu încercate de situația economică și de nivelul de trai ajuns la un minim, poate ar spune unii chiar istoric. Am văzut câteva date prezentate de analiști de top din țara noastră care spun că ne îndreptăm către o recesiune, care spun că nivelul de trai este atât de redus încât poate fi comparat cu situația din vremuri de război pe care au trecut-o moșii și strămoșii noștri. Acum vreau să revin la situația locală. Asta vă interesează în special pe dumneavoastră, stimați reprezentanți ai presei timișene. Ce se întâmplă aici? Săptămâna trecută, pe podiumul propagandei sărăciei și a dezastrului, asta înseamnă PSD, propagandă, sărăcie și dezastru, i-am văzut defilând pe vătafii locali din mai multe comune și orașe timișene. Asemeni Anei Paucăr, care a dus bolșevismul și comunismul pe tancurile sovietice, la fel și urmașul ei de aici, din Timiș, Alfred Simonis, vrea să aducă această comasare de tip comunist, luând cu arcanul, cu bani de la bugetul de stat, din banii dumneavoastră, ai noștri, ai tuturor, primari nemulțumiți dintr-un partid sau din altul, în speranța că își va consolida câștigarea președinției Consiliului Județean pe care se pare că o vizează. Dar este laș și nu are curaj să afirme clar și răspicat că își va depune candidatura pentru președinția Consiliului Județean Timiș, ci tot muncește de zor pe aceste căi neortodoxe să adune primari de 4-5 mandate, am văzut unii chiar de 20 de ani, care nu au făcut nimic în comunitățile de unde vin. Acest lucru trebuie îndreptat la votul din 9 iunie. Aici Banatul trebuie să redevină fruntea și eu cred că bănățenii și timișenii nu se vor mai lăsa păcăliți de aceste tentative neocomuniste de a acapara și votul electoratului și vor vota cu o nouă șansă, cu o speranță la risipirea acestor baroni și vătafi locali care au ținut Timișul pe loc. Dacă sunt întrebări din partea presei, vă stăm cu drag la dispoziție. Dacă nu sunt, încheiem prin a saluta gestul justiției timișorene care a îndreptat zilele trecute o eroare făcută de primarul Friț, acest primar care a demolat tot ce a găsit construit aici, niciun proiect făcut de mai bine de 3 ani de zile, nici măcar cele începute nu au fost continuate. Se pare că justiția a apreciat că bazele sportive pe care le cunoașteți cu toții, construite în anii 70 și 80, sunt baze sportive și că nu pot fi demolate după bunul plac al unui primar vizitator în țara noastră, și că ele vor rămâne pentru generațiile următoare, pentru sănătate și pentru sport. Urăm doamnelor și domnișoarelor o primăvară frumoasă, să aibă parte de tot ce este mai bun și mai frumos pe lume, alături de cei dragi. Rămâneți alături de noi, vom avea acțiuni în zilele următoare
și ne revedem peste o săptămână. Doamne ajută, toate cele bune!